Dragii mei, primul episod pe care l-am filmat cu leuțul meu de la Strehaia, exact la o zi după ce a ieșit din închisoare, a fost un real succes. Și foarte mulți dintre voi mi-a cerut să continuăm. Mai ales poveștile cu el și cazinoul, să spun așa, probleme pe care el le-a avut cu cazinoul. O să vă povestesc chiar pentru că am primit multe mesaje de la fani, de la prieteni, ca să le spun povestea cu cazino. Și acum cine ne urmărește o să îi învăț și cum să joace la cazino ca să câștige. Chiar vreau să le povestești fix, pentru că tu chiar ai avut o problemă reală cu cazinoul și chiar ai pierdut zeci de milioane de euro, fără să exagerezi. Toate problemele care s-au întâmplat acum cred că sunt din cauza cazinoului. Din cauza cazinoului era să mor de foarte multe ori. Înainte să începem, vreau să-ți mulțumesc că ai venit tocmai în tunar pentru mine. De la Pitești. Doamne, și vreau să-i mulțumesc și lui Gabi Țăranu de aici, de la Royal Palace Tunari. Repet încă o dată, Royal Palace Tunari este un loc extraordinar pentru evenimente. Deci recomand. Chiar e un loc foarte frumos. Uite, voi știți că am mai filmat aici. Am rămas uimit când am văzut aici. Mulțumesc, Gabiță. E chiar și apară cu piscină, cu... E super loc. Bun, și acum îi dăm start la fiță cu aiță cu leuțul nostru de la Strehaia, pe care voi îl îndrăgiți, pentru că mi-ați demonstrat asta prin vizualizările pe care le-am avut data trecută. Și vreau să te întreb, leuțule, nu, tu ai avut... Rând, puțin, că vreau să intervin și da, eu. Te rog. Vreau ca abonații tăi și prietenii tăi de pe YouTube de, la care se uită la emisiunea ta, Pizza cu Adiță, să se aboneze și la contul meu de YouTube, Leo de la Strehaia, și să vizioneze... Cam filmulețe foarte multe. Deci pe YouTube, Leo de la Strehaia, vă rog, eu din suflet intrați și la el, că nu o să regătați, chiar da. Eu m-am uitat de și... De fapt pe YouTube am toată familia mea, da. Alin de la Strehaia, patroana de la Strehaia, dar oricum prietenii de pe YouTube mă cunosc, că și noi suntem și facem un gen de un fel de reality, ce facem în viața de zi cu zi. Și chiar sunt vreo 20-30 de mii de oameni care ne urmăresc zi de zi. Chiar ai avut o reală problemă cu cazinourile? Da, Adiță, este problema că am avut o problemă, deci chiar reală, și am pierdut foarte mulți bani datorită cazinoului. Bine, datorită cazinoului și din cauza mea. Și din cauza mea, pentru că eu sunt de vină singurul că am pierdut la cazino. Dar datorită cazinoului era să mor, mi s-au întâmplat foarte multe. Am făcut diabet de la cazino. Deci de la cazino te-ai îmbolnăvit? Păi da, de la cazino, pentru că stăteam seară de seară. Și nu mai aveam somn, nu mai venea să dorm, mergeam acasă, mă puneam în pat, mă trezeam peste o oră noaptea, la două, la trei, și mergeam la cazino. Deci tu nu puteai să dormi de focul la cazino? Nu, dar mergeam non-stop la cazino, adică eram la cazino. Și nu mă jucam pocănele, că mai sunt mulți care se duc la păcănele. Ce jucai tu, de fapt, la cazino? Jucam ruletă și poker. Jucam poker între noi, între oamenii... cu bani, să zicem. Jucam poker între noi și jucam ruletă foarte mult. Adică ruletă. Ruletă am mâncat și. Dar spune-mă, ți-a aduce aminte prima oară când ai intrat într-un cazino? Câți ani ai avea? Doar așa, de curiozitate. Păi acum vreo 20 de ani, cred. Da. Deci, nu eram prea tânăr sau nici nu. Eram, aveam 26 de ani, așa, 26. Da, exact. Și am intrat prima dată în cazino cu vreo 2000 de dolari. Am schimbat 100 de dolari. Am schimbat 100 de dolari și am câștigat, cred că vreo 40.000 de dolari. Crezi că a fost manevră să te agați? Da, cred că, păi asta e, am ajuns la concluzia că este manevră sigur. Orice om, oricine intră în cazino, este manevră ca să-l atragă. Pentru că, cred că la cazino am și psihologi care se uită la fața omului, cum arată, cine este... Adică când am intrat acolo, cred că au zis, au, ăsta e Leo de la Strehaia, trebuie să-l agățăm. Și am câștigat 40.000 de dolari. Cu 2.000. Dar de fapt, ce, cu 100 schimbați? Cu 100 schimbați am câștigat 40.000. Da. Păi și m-am gândit eu atunci, mai merită să merg să fac afaceri? Am zis, am găsit o sursă de venit extraordinară. Deci ăsta a fost ghinionul meu. Ce ai zis? Am dat lovitura. Deci chiar a fost ghinionul meu ăsta. Pentru că am zis, nu mai merită să mă muncesc. Deci fii atent ce m-am gândit eu în capul meu. Atunci. Am zis că am câștigat 40.000. Vin în fiecare zi câte 1.000, hai vin cu 2. Ăștia 40.000 care i-am câștigat trebuia să vin de 20 de ori. Și de 20 de ori trebuie să-i prind eu de 2-3 ori. Asta a fost în capul strategia meu. Strategia ta din cap, da. Nebuneala mea. Adică mă gândesc că așa cam este cum gândesc toți jucătorii. Și m-am dus și a doua zi. În loc de 2.000, am băgat toți banii, 40.000 într-o seară.
pentru că nu poți să te abții. Când ești la joc și când vezi pisele alea, pentru că banii schimb în pise. Asta e cine a inventat cazinou, este ceva foarte... Cred. Nu știu, nu pot să-mi imaginez. Pentru că banii îi schimb în pise. Da? Și când vezi pisele alea, nu înseamnă nimic. Da? Păi o fisă de aia poate să fie și de 10.000 de euro. Așa. Schimbam 40.000 de dolari, îi schimbam 4 fise de alea. Deci nu simțeam banii ca și cum ar fi 40.000 de dolari în fața mea. Că dacă erau, știi cum e, banii ți-au ochii. Dacă vedeai 40.000 de dolari era altceva, dar vedeam fise, adică mi se părea cu totul altceva. Dar problema este că am pierdut banii aia toți a doua zi. Și nu a fost așa cum am gândit eu. Și continuat tot ce ai spus, hai că s-a întâmplat, hai să continui să văd ce se întâmplă. Aia a fost prima dată. Iar a doua oară, bine, pot să dau un nume aici? Te rog. La o fostă iubită de-a mea. Te rog din suflet. Eram combinat cu Carmen Șerban. Da. Și ea plecase în America să cânte. Da. Bine, am vrut să plec și eu, n-am primit viza eu și a primit-o numai ea. Ea s-a rugat de mine să o lasă plece în America cu formația, cu colegii ei, cu Adrian Copilul Minune, cu cei din formație. Da, erau povale, erau porți atunci. Carmen Șerban cu Adrian Minune erau... Da, erau porți atunci, trebuiau să plece în America. Și am lăsat-o să plece în America. A zis că stă și ea două săptămâni, după... A stat vreo lună pe acolo. Da. În fine, n-am mai vrut să vină și eu, ca să-mi minec amarul, eram în fiecare seară în cazino. După aia am început iar. Și pe fiecare, 10.000, 20.000, 10.000, 20.000. Așa am început. Și tu băgai pe seară 10-20 de mii, undeva la... Am pierdut un milion atunci, în seara aia. Adică, nu, în mai multe seri, în legătură cu Carmen. Oricum, erau bani foarte mulți și pentru mine. Deci, în perioada în care Carmen era plecat în America, tu ai spart vreo milion de euro doar da, la cazino. Doar la cazino. Așa de supărat. Da, așa am considerat eu, că majoritatea, uite, și toată lumea care se uită la noi acum, multă lume din cauza iubitelor, ale nevestelor, consideră ei că fiecare jucător este nebun. Zice că l-a supărat nevasta, mă duc la casino. Sau eu eram supărat din cauza lui Carmen și mă duceam la casino ca să mă liniștesc. Dar nu te gândești că poate era doar un pretext și de fapt tu chiar intrase în joc o să-și mai trebuie. Păi nu, pot să zic că era și o boală psihică. Păi asta zic. Pentru că eu ziceam Carmen acolo, nu mai mă ascult, adică mă gândeam să ne despărțim și mergeam la casino că nu puteam să dorm. Ca să pot să stau să rezist seara de seară, dar nu mai veneam acasă dimineața. Pentru că eu stăteam 2-3 zile, 4 zile, jucam la casino în continuu. De seama câți bani ai băgat la oamenii ăștia în buzunare? Așa s-a întâmplat și faza cu Carmen. După aia au mai trecut câțiva ani de zile și când am pierdut banii cei mai mulți, eram combinat cu Jasmine. Jasmine era iubita mea la vremea aia. Pentru că eu de foarte multe ori aveam foarte mulți bani în seif. Și ea era acasă singură. Da. Și o sunam de la casino să-mi trimită bani pe băieții care îi trimiteam eu. Trimite-mi 100.000, trimite-mi 50.000. Dar ea niciodată nu mi-a zis, băi Leo, ești nebun. Vino dracu acasă. Nu mi-a zis niciodată, vino acasă. Nu cu banii vino acasă. Că eu o sunam să-mi dea banii, să-i joc la casino. O sunam și spuneam, dăm 50.000, dăm 100.000, lua banii din seif și îmi dădea. Adică era, oricum și eu m-am mirat. Asta înseamnă că nu m-a iubit, nu a interesat-o de mine și perioada aia am pierdut cei mai mulți bani. Dar jucam și poker, jucam cu cei mai mari pokeriști de la noi din țară. De exemplu, cu Oneață jucai? Am jucat cu Oneață, cu Cioacă. Am jucat și cu Gigi Becali, la masă, serios. Stai că-mi place. Cum? Zi, am jucat și cu Gigi Becali acum, când dau din casă, nu știu dacă ei oamenii v-au povestit. S-au prescris, Leuțule, sunt da, este 15 oricum. Ani, sunt 15 ani. Sunt 15, 20 de ani aproape. S-au prescris, dar deci ai jucat și cu domnul Gigi Becali? Am jucat și cu Gigi Becali, eu am fost singurul care mi-a luat banii mie. Serios, mi-a luat, avea 50.000 de euro în față și el a făcut culoare și eu nu știu ce aveam, două perechi sau... Nu mai țin minte. În rest îl curățau alții, dar domnul da. Gigi Becali te-a curățat pe tine. Da, iar alții l-au curățat pe Gigi. Și el pe tine. El pe mine, bine, dar eu am pierdut vreo 50-60 de mii. El a pierdut mai mult. Că ceilalți erau jucători. Da, păi ai zis Cioacă, Oneață. Da, Cioacă, Oneață, plus erau alții, mulți da, mai da, mulți. Da, da, da. Care jucam acolo. Iar mai era cineva care era prieten cu mine, Dan Chioru. Da. Eu din cauza lui Dan Chioru. Da, știm ce. Bine, a avut milioane, a pierdut și el milioane multe atunci când am pierdut eu.
În perioada aia am pierdut foarte mulți bani. Și eu și Dan Chioru. Uite, Leuțule, spune-mi o chestie. Pierdeai foarte mulți bani la casino. Ce urma? Cum reacționai tu? Ce era în sufletul tău a doua zi? Te duceai noaptea și pierdeai atâția bani. Deci ce era în sufletul meu? Nu era cam nimic. Eu vroiam adrenalină. Nu simțeam valoarea banilor. Asta era problema. Aveai și foarte mulți bani pe vremea aia. Aveam și foarte mulți bani. Aveam aur acasă de la familia mea, de la tata, de la mama. Dar bine, nu le spuneam lui eu lor exact ce trebuie să fac. Le dădeam telefon sau mergeam acasă și spuneam îmi trebuie 10 tuburi de galben. 10 tuburi de galben înseamnă 1000 de galben. Îmi trebuie 1000 de galbeni și ca în, să fac o afacere. Și în bani, în euro, cam cât ar însemna sau în dolar, cum era atunci? Adică le ceream câte 1 milion, 2 milioane, 3, dar oamenii îmi dădeau, tata și mama, să fac afacere. Ei nu știau ei ce fac eu cu banii și unde mă duc la casino, că eu consideram că e o afacere. Din cauza asta e problema. Consideram că e o afacere. Dacă fac 2-3 milioane, pot să câștig 4-5, am zis. Dar cea mai mare sumă pe care ai câștigat-o la casino, care a fost? Cât a fost? Deci cea mai mare sumă care am câștigat-o la casino a fost odată 1.300.000. 1.300.000 de euro? Da. A fost 1.300.000, ca să-ți povestesc așa. A fost... Dar intrasem la masă cu 1.000.000 și deja pierdusem 900.000 de bani. Uh-huh. Și mai aveam 100.000. Și 100.000, atunci în perioada aia, era un joc nou care noi l-am învățat jucătorii de la Gigi Becali. Pentru că Gigi pierduse 2-3 milioane într-o seară și a câștigat la loc. Și am întrebat și eu, cum a jucat Gigi Becali? Și îmi spune un prieten care era lângă mine, zice, Gigi Becali juca pe un număr plin. Și eu zic, bine mă, joacă și tu 100.000. Și ăsta am realizat... Și cred că este cel mai tare joc pentru toată lumea care joacă la casino ca să câștige. Fii atent cum se juca. Deci, asta se zice, e masa de ruletă, da? Da. Bine, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, adică 8, 9. Deci jucam așa, cum juca Gigi Becali. Da. Puneam pe un număr cu cornele, cu străzi, cu... Cei care, pentru jucătorii care știu ce înseamnă casino și înțeleg ce spun acum. Puneam și pe cornele și pe străzi, pe tot, puneam pe numărul blindat și pe străi, da, pe număr, puneam 500 de euro, ne dădea voie. Ce număr zelegeai tu de obicei? Păi a fost vreo că nu... Numerele uzuabile, cam ce se joacă în casino, depinde, dând ieri jos 5, 8, 10, 11, da, care sunt mai, numerele mai mici, mai bune, și de aici jos 29, 26, 32, 35, din zona 0. Dar problema a fost că dacă puneam așa cu străzi, cu tot pe un număr, dacă îmi dădea număr plin, luam 180.000 de euro, mama mea. Dacă îmi dădea lângă, luam 80.000 de euro, și dacă dădea din străzi ceva numere mai așa, luam 40-50.000. Și toată schema dar asta a Gigi Becali. Toată schema asta a fost a lui Gigi. Eu așa am i-am și zis la un băiat ca să joace și el cum juca Gigi Becali. Că el a fost lângă el atunci în seara aia când a jucat Gigi și a câștigat 2-3 milioane. Dar a fost atunci am înțeles că cazinoul nu e de jucat, că la cazino am manevre. Deci eu am jucat băiatul ăla și din 15 numere, da, i-a dat 13. Îți dai seama ce înseamnă? 15, din 15 să-ți dea 13 număr, adică. Da. Deci băiatul al meu ăsta punea 8, de exemplu. Da. Bine, dădea 8. Punea 23, 23 dădea. Punea 35, 35. Punea 14, 14 dădea. Ca să lagațe, nu? Ca să lagațe, din cauza asta. Dar ca să-l agațe, după ce pierdusem aproape 1.000.000. Da. Și atunci când a dat să-l agațe, i-a dat din 15 numere, i-a dat vreo 12-13 numere pline, de 180.000 de euro. În fine, ce am mai jucat noi pe acolo, pentru că la casino, când îți face plata la un număr, 180.000 de euro, nu-ți dă fise mari toate. Da. Îți dă 120.000 fise mari, de câte 10.000, da, și restul îți dă pise de 100 sau jetoane sau îți dă ca să pui, că tu nu mai realizezi ca jucător. Când le vezi în fața ta jetoanele respective, e bine să pui. Să pui, dar da, poți să pui și 50.000 la o mână. Dar așa era problema. Și a fost problema că am câștigat
Când am văzut după aia că am început să piardă băiatul ăla, i-am zis stop, ia numără banii, 1.300.000 a numărat. Adică 1.300.000 i-a rămas fise numai mari, nu jetoane, nu nimic. Și atunci am luat eu milionul meu, care... Înapoi, pe care tu îl jucase oricum. Care îl jucase milionul meu și i-am dat la băiat 300.000. La care a jucat pentru mine băiatul, i-am dat 300.000 de euro. Deci l-a făcut 300.000 de euro doar pe creierul, fără să investească ceva. A fost vorba că eu pierdusem toți banii, pierdusem milionul. Ăla ți-a jucat să-ți câștigi ție banii. Deci pe capul lui am pierdut. Și a plecat băiatul cu 300.000. Bine, dacă o fi plecat, cred că i-a jucat și el pe aia la loc. A plecat, că a plecat cu mine după. Da? Da. A plecat, era un prieten, un țigan de aici, Prințul cheamă, cred că îl știi și tu. E din București noi, este chiar un prieten de-al meu foarte bun. A câștigat 300.000, a luat și el și a plecat acasă. Deci cea mai mare sumă, 1.300.000, cea mai mare sumă pe care ai pierdut-o la casino? Păi cea mai mare sumă care într-o ai pierdut-o seară, la casino? Nu, într-o seară mă refer. Într-o seară a fost și 1.000.000. Dar problema a fost că într-o perioadă de o lună de zile am pierdut 25 de milioane de euro. Stai puțin. Tu într-o lună de zile ai pierdut 25 de milioane de euro? Într-o lună am pierdut 25 de milioane de euro. Deci l-am întâlnit la Marriott Pelică Bancică. Trebuie să știi din oraș. Adică șmecherii din oraș. Da, știi ce mi-a zis Lică Bancică? Mi-a zis, Leo, poți să ai un camion de bani, numai bancnote de 500. Pentru casino nu ți ajung. Și așa a fost, pentru că am avut 25 de milioane și nu mi-au ajuns. Băi, Leo, da. Alții s-ar fi sinucis, ar fi luat o razna. 25 de milioane într-o lună. Cum ai reacționat? Adică mi se pare incredibil. 25 de milioane, atenție. Da, a fost într-o seară la Marriott, când am pierdut tot așa câteva milioane, nu erau 25 de milioane, 2-3 milioane, am plecat pe jos din pată de la Marriott până pe autostradă. Până la intrarea pe autostradă, pe autostradă Pitești-București. Pitești-București. Da. Am fost, nu știu câți kilometri sunt până la intrare, am mers pe jos și șoferul meu mergea în spatele meu. Pentru că nu am vrut să mai urc în mașină, am zis că asta merit să merg pe jos. Leule, eu stăteam la Pitești atunci. Tu ești conștient că tu te-ai îmbolnăvit de la cazinouri? Păi da, da. Eu sunt conștient pentru că la... E vorba că am făcut și diabet, că stăteam acolo seri întregi și nu dormeam. Și beam numai suc și fumam foarte mult, 3-4 pachete de țigări. Că n-ai ce să faci, la cazinou ce faci? Doar fumezi și bei cafea sau suc. Și am băut suc foarte mult. Și eu de la oboseală și de la tot, după aia când am fost la control la spital, deci mi-au găsit diabet. Da, vreau să-mi spui prima oară când au aflat părinții tăi că joci la casino. Cum și-au dat seama? Nu, prima dată când au aflat părinții mei că joc la casino, a fost vorba că am jucat acolo banii. Nu numai că jucasem banii mei, începusem deja să iau și datorie. E? De la toți cămătarii din București aproape. De la toți cămătarii și luasem de la Pane Spoitorul aproape 1.000.000 de euro. Luasem datorie de la el. Și trebuia să-i dau banii după o săptămână, cât i-am zis eu atunci. Eu nu i-am mai dat după săptămână, nu i-am răspuns la telefon. Și ce crezi? S-a dus Pane Spoitorul la mine acasă. A strecat. Da, s-a dus acasă la mine. Să rămână doamna patroană. Da, s-a dus, da. Să rămână doamna patroană. Leuțu are să-mi dea 1.000.000. I-a zis și lui tata, lui ăsta, Leuțu are să-mi dea niște bani. Ce-a a jucat la casino. Ce-a zis? Hai, bine, cât trebuie să-ți dau? Adică n-a știut ce sumă e vorba sau ce-am făcut eu cu ei. A zis, o fi crezut și el, bă, o fi luat și el 50.000, 100.000. Asta e, ai putin. Înțeles? Când i-a zis? La modul, a zis că a jucat la casino și trebuie să ne dea 1.000.000. Tata n-a înțeles, în fine, s-a dus să caute să-i dea bani. Și când îi spune mama, băi, mai întreabă o dată, ai auzit ce a zis omul ăsta, cât bani trebuie să-i dea? Zice că a jucat fitul la casino. Și uite, vezi, nici nu mai pot să vorbesc pentru că... Săracuna e omul, că da, nici nu mai pot să vorbesc, mă gândesc la tata, prin ce a trecut el când a auzit că a pierdut băiatul lui 1.000.000 de euro. Sărac, putea să mă scuzi, știu că sună urât, dar putea să facă import, da, pe loc atul. Adică pe loc, putea să facă orice. Dai seama, 1.000.000. Da. Și bă, vezi că i-a plătit? Când a înțeles, bine, s-a enervat și el atunci, m-a sunat. A scos găleata cu cocoșeii. A schimbat galbenii, cum era la noi, cu cocoșeii și i-a dat banii. I-a dat bani, că la noi era, tata era un om foarte corect. Dacă auzea de o datorie ceva și eram noi familia lui, o achita imediat. Nu mai stătea să lasă pace, îmi lasă dregem. De rușine și a venit Pane Spăitorul,
venise cu Pane Spăitorul și Cristofor, știi tot, cum care a murit. Știu, normal. Venise, adică era spuma Bucureștiului, spuma țării, de fapt. Erau oameni, niște oameni respectați, toată lumea. Avea cum să nu facă plata, cine, până la urmă. Și erau respectați, până la urmă nu erau oamenii de bine. Au plătit. Erau oamenii, eu eram de bine că eu am cerut de la ei. Leo, dar au plătit familia, ok, familia a plătit, dar ce ți-a spus ție după, că aici... Crede-mă că nu mi-am întrebat nimic nici până în ziua de astăzi. Nici până ziua de astăzi, bine, că el a murit. Deci până, nici până când a murit, nu te-a mai întrebat, nu ți-a mai zis. Deci numai pentru că era și rușine și de mine, și mie mi-era rușine de ei, și mi-era rușine de tata să recunosc în fața lui că eu am ajuns să pierd milioane de euro la casino. Păi pentru că n-aveam cum, trebuia să recunosc că sunt nebun la cap, dar nu era vorba că recunoșteam. Pentru că recunoșteam că sunt nebun la cap, dar era prea... era ceva de neimaginabil. Ce te-a nenorocit mai rău? Femeia sau cazinoul? Nu, cazino. Nu femeile. Problema este că eu am cheltuit așa cu femeile și sau le-am făcut cadouri lor și vreo 3 milioane de euro. 25 de milioane s-au dus la cazino. La femei doar 3 milioane s-au dus. Deci nu le-am dat mult la femei, dacă stai să gândești că am dat la una 100 de mii sau 200 de mii să meargă cu mine într-o vacanță sau... Că până la urmă, eu am fost bărbatul care le-am înțeles și pe femei. Că nu e chiar așa cum spun femeile, poate, care se uită la noi acum, îmi spune, uite, a luat-o pe aia care e femeie ușoară sau e... Nu e vorba neapărat de bani. Îi consider că dacă ai o gagică sau e o femeie frumoasă lângă tine, trebuie să-i dai. Normal că trebuie să o întreții, pentru că femeile care le-am cunoscut eu, erau care se întrețineau, mergeau de 2-3 ori pe săptămână la salon, care dădeau numai pe creme câteva mii de euro. Era... Dai, era altceva. Tu erai fier pe vedete, au fost vedete asta care, în afară să știm noi, care ți-a mai dat țeapă. Știm de Loredana, nu știu mai care. Bine, a fost... Nu, să zic, vedetă așa nu era adică foarte... Adică să-i plătești banii și să... Vedetă. Da. Să tai banii și să nu... Da, a fost... Înscrii, ca să zic așa. A fost una, pot să zic numele ei. Că nu e nicio problemă, da. Dacă zic numele ei, oricum mi-a dat țeapă, am zis, da. Dacă o prind, trebuie să stau de vorbă cu ea. Că n-am prins-o după 10-15 ani. Diana Igoana. O da, cheamă. Da. Cred că știi, da. În anii ei era da, cam în vogă. Da, că... da, era în vogă, da. Ai înțeles? Era cam în vogă pe Igoana, vremea. Da, a fost, da. Mi se pare, și cu Liviu Vurciu, dacă nu greșesc, nu? Da, da. Dar a fost vorba că eu am văzut-o îndeaproape și era... Frumoasă. Am cunoscut-o în discotecă, în Mamaia. Uh-huh. Și când am văzut-o acolo, am înnebunit. N-am mai plecat de lângă masa ei. Ai avut poală grea, știu, cu femeile. Da. Și i-am dat 10.000 de euro, i-am trimis banii, a zis să-i trimit să-și plătească o școală în America, ca să fie actriță, să fie ceva. Ce ușor te păcăleau, mâncați. Ce crezi? I-am trimis banii, i-am băgat banii în cont. Când i-au ajuns banii în cont, blog mi-a dat peste tot. Pe toate rețelele de socializare care le aveam eu numărul ei, pe WhatsApp, pe tot, pe număr, pe tot, mi-a dat blog. Și nici în ziua de astăzi nu am mai vorbit. Dar e sigur că era, poate și făcuse unul cont fals, doar nu, să te ardă. Era ea, pentru că la telefon vorbeam cu ea și... Adică o recunoșteam și după voce. Ea a fost așa care mi-a dat țeapă. Iar restul nu a fost care mi-a dat țeapă cea mai... Așa cea mai mare care mi-a dat țeapă, Loredana. Loredana, da. I-a luat mașina, vixează? Loredana, i-a luat mașina și i-a dat și vreo 2-3 miliarde. Și problema a fost tot la fel. Că doamne. Și Loredana mi-a zis, eu chiar n-am avut nimic cu Loredana. Deci chiar nu s-a întâmplat nimic între mine și Loredana. Poți să o întrebi și pe ea odată. Da, da, știu de atunci. Când o iubiți la emisiune. Ca să-ți povestească că e... Adică chiar zic adevărul, chiar nu mint. Chiar Loredana. Iar cea mai scumpă gagică așa care am plătit-o, da. Ca să zic am plătit-o. Bine. Da, a fost și a ta. Adică, cum am fost și a mea? A fost și a mea câteva luni. Așa. Adică nu ți-a dat țeapă, lasă-mă că... Da, nu mi-a dat țeapă. A fost și a dat aproape 500 de mii. Serios. Cine? Ei, nu pot să zic numele ei, că poate femeia e măritată acum. 500 de mii. Dar e una care era în top în anii respectivi, serios, și cânta ceva cu Anișca Maia. Din cauza asta nu vreau să dau numele ei. Da, știu, mâncați, ești gurat. Ai înțeles? Nu e măritată, spun eu. Treaba ei. Vorbea bine rusește? Dar problema a fost că eu, din cauza asta, că i-am dat banii aia foarte mulți, am luat-o și pe Varsa, pe verișoara ei.
care verișoara ei stătea în casă cu ea și ea îmi spunea verișoara ei toate detaliile ce face ea. Era sifonul tău aia? Da, era omul meu, adică. O luasem și omul meu. În verișoară câți bani ai băgat? Ai băgat și ne-ai câteva zeci. Era vorba câteva zeci de mii, nu se mai pune. Pe lângă 500 de mii ce mai păi contau da, câteva nu zeci se mai pune. Era o floare la urechi, da. Bă, Leuțule, ce pătrămaș ai fost, băi, frate. Da. Uite, mie dar uite, regrezi, mă, frate, vreun moment ăsta? Nu regle nimic cu femeile, cu doar singurul lucru cu casinou. Da. Îmi pare rău că n-am dat bani mai mult la femei. Pentru că trebuia să dau mai mult la femei și la casinou să dau mai puțin. Așa e. Dar așa am pierdut banii la casinou cei mai mulți. Adică nu-mi pare rău ce am cheltuit cu femeile sau că am fost cu ele într-o vacanță sau a fost cu totul altceva. Bă, Leuțule, dar tu ești conștient că tu ai avut și mamă și fică? La gagicareală, zic. Mare lucru, mâncați, să ai și mamă și fică. Da, dar din punctul meu de vedere nu văd așa lucrurile. Pentru că dacă auzi și eu, dacă ați auzi, dacă mi-ai zice tu, bă, uite așa, sau mi-ai spune, uite, ăla a trăit și cu fisa și cu măsa. A zice, mamă, Doamne, dar când ești în interiorul problemei, nu vezi lucrurile așa. Că la noi a fost vorba de dragoste, ne-am îndrăgostit, ne-am... Păi da, dar verișoară cu verișoară, mamă cu fică, ți-a plăcut să le iei tot neamul, cum ar fi. La tine, dacă nu, îți plăcea să iei neamul. Nu e vorba de neamă, adică îmi plăceau femeile frumoase. A fost vorba că îmi plăcea să... Îmi plăceau femeile, uite, de exemplu, că m-ai întrebat de mamă și fiică, mă gândesc că te referi la Renata și la Dana. Da. O, dacă ai mai fi avut și alta, nu mă bag. Eu de ele știu. Nu a fost chiar așa cum s-a prezentat situația la televizor. Bine, oricum, acum m-am despărțit de Dana. Păi, tu acum ai fost cu Dana, nu? Că tot da. Te-am văzut, te-ai filmat păi cu cum ea. Cum am fost cu Dana? Dar Dana a fost nevasta mea. Știu, păi și nu. Acum, după ce ai ieșit din închisoare, tu cu ea ai fost. Am fost cu Dana, dar problema fiind care a fost. Eu am aflat de pe YouTube că s-a despărțit de mine. Pentru că nu am avut și noi o discuție așa să, băi, să zic că te las sau hai să ne despărțim. Acum câteva zile erai cu ea. Păi da. Acum nu mai se țin împreună? Nu. A plecat acasă și ne-am mai... Am văzut și eu, nu mai răspund la telefon. Dar cu Renata? Mai vorbești? No. Păi cu Renata mai vorbesc, dar ce legătură are cu Renata? Eu sunt cu Dana de 8 ani. Carmen Șerban cum era într-o relație? Cum era în relația cu tine, Carmen Șerban? Deci Carmen Șerban, oricum dacă o să spun acum, oricum am zis și pe contul meu de YouTube, pentru că m-a deranjat ceva foarte tare la Carmen Șerban, ca după 25 de ani de când am fost eu cu ea, să vină să-mi spună acum, pentru că atunci la vremea aia îmi trebuia un certificat medical. Da. Și am ajutat ca să iau acel certificat medical și acum după 25 de ani îmi spune că sunt nebun, nu știu dacă am voie să folosesc cuvinte de astea la tine pe canal, un certificat, că sunt nebun, adică cu da. Diagnostice de astea. Și ea zice că sunt nebun, că nu știu ce, s-a luat de mine, a scris într-o postare. Și acum m-am deranjat foarte tare. Acum te întreb eu despre Carmen Șerban pe tine. Dacă e o femeie la 52 de ani, dacă ea e născută 71, cât are? Da, exact. 52 de ani, da? Da, 52. Cum poate să ia să aibă gagic unul de 25 de ani, care cântă la taragoată la ea, ăla în formație, are 25 de ani și ea are 50 de ani. Bun, dacă unul de 50 de ani, unul ca mine, da? Ia o fată de 16 ani, 17 ani. Stai 17 ani, deja ești... 18 ani. 37 ani. Nu se numește pedofil sau pedofilă, ea? Nu se poate, dar dacă ei și-a luat un bărbat de 25 de ani. Dar ce mai face doamna ea? Carmen? E bine? Păi... Mai cântă, cântă, nu? În continuare? Adică s-a făcut purcică. Serios, n-ai văzut? Auleu, s-a făcut purcică. Dar iubită rău tu pe Carmen. Păi am iubit-o, pe toate le-am iubit, Adiță, serios. Pe primașul meu, iubitorul meu. Hai, noroc. Deci pe toate le-am iubit, că nu putem să stau cu ele fără să le iubesc. Acum ce urmează? Adică mă refer așa, ce îți dorești tu din punct de vedere sentimental? Să te împaci cu Dana, să-ți faci o nouă relație? Uite, hai să facem un matrimonial aici, la fiță cu aici, pentru Leuțul nostru. E, nu, e problema că acum am niște probleme cu sănătatea. Da, mă, dar o să te pui pe picioare, știi ce spune? Da, vreau să rezolv problemele astea cu sănătatea. O să mă internez de săptămâna viitoare în spital. Din punct de vedere financiar știu că îți revii bine. O să stau cât este nevoie. Nu e problemă de financiar. Da, știu. Zice lumea că n-am bani. Bine, n-am bani,
nu am bani. N-ai cash, dar tu ai proprietăți. Ai... Da. Să nu mai dar te plângă lumea că nu. Nu am bani așa cum avem de mult. De nu e cazul la tine. Sute de mii. Tu stai dar bine. Bani așa am. Ai proprietăți, ai terenuri din ce știu. Are mama, are... Adică nu sunt o persoană că Dumnezeu vede, o persoană amărâtă. Nu, nu, ferească. Iar din punct de vedere sentimental, ce să zic, eu tot... A băgat ea divorțul, dar eu oricum sunt cu Dana și o iubesc. Și oricum nu mă grăbesc, adică nu... Chiar dacă ar fi să băgăm divorțul până la urmă pe bune, asta e, aș aștepta o perioadă și după aia aș vedea. Ți-ai făcut mulți dușmani în perioada aia când jucai la casino? Ai avut dușmani reali? Da. Care să-ți pună viața în pericol, care da, să ai probleme? Am avut. Ai avut, nu? Fără să dăm nume că nu vor să-mi... Așa. Adică ți-ai atras multe... Am avut pentru că banii ăștia care i-am pierdut 25 de milioane, eu ajunsasem la un moment dat să mai fiu încă 5 milioane dator și banii care nu i-aveam. Deci luasem de acasă 25 de milioane și aveam și vreo 5 milioane datorie. Datorie și trebuia să le dau dobânzi încă 5 milioane la ei. Adică îmi cereau, foarte, foarte mult. Dar a fost vorba că erau țigani cămătari, erau de-ai mei și m-am înțeles cu ei. Le-am dat banii lor cât aveam să le dau. Dacă aveam să le dau 500 de mii, le dădeam și lor 100 de mii dobândă. Ce astea se dea? Dar nu puteam să le dau un milion sau să le dau milioane. Da. Ei cereau, dar nu puteam să le dau. Și le-am dat banii lor și dobânzile care am considerat eu că trebuie. Și le-am zis, bă, altă dată când au auzit și voi că sunt bine, mai vă dau. Acum Dumnezeu e mare. Uite, dacă, să zicem că faceam amândoi un bilet la pariuri și e un milion de euro acum, ai mai intra în casino? Sincer să zic, da. Pentru... Eram sigur, mă, asta e foarte greu. Unul la unul, n-ai mă cum. Păi la femei și la casino, pe leu n-ai cum să-l scoți din asta. Da, da, vreau să spun că așa este toată sincer, lumea. Da. Toată lumea spune că nu o să mai merg la casino. Câți... Câți nu am văzut că se jură? Păi și Pintea, nepotul meu, s-a jurat că nu mai merge la casino. Și l-ai prins. Că a pierdut și el câteva sute de milioane și după aia ce crezi? L-am prins seara. Hai să spun, după ce m-am lăsat de casino, în exclusivitate, spun acum la tine, la pizza cu Adiță, am jucat și vreo 2 milioane de euro la pariuri. Ai înțeles? Eu am pus o casă de pariuri pe picioare, o casă de pariuri de aici, de România. Eu am deschis-o, Eu am deschis-o, când au deschis prima dată, au deschis cu... Aveau o chestie mică când au deschis-o. Și acum au în toată țara deja. De măcar să spună numele tău, sau măcar poza în geam. Așa nu, dar sunt prieteni buni și cu patronii și cu... Păi, cum ar fi? Adică, dar nu joc decât la casă, la ei, la pariuri. Dar acum eu mai joc la și acum, dar și de ce joc la ei? Pentru că am încredere că îmi dă bani. Și dacă câștig un milion de euro, a doua zi mi-a dat bani. Uite, la pariuri, care a fost suma cea mai mare pe care ai câștigat-o la pariuri? Am câștigat 5 miliarde. Adică, blei, dar e noștri. 100.000 de euro. Da, 100.000 de euro. 100.000 de euro, 5 miliarde. Și mi-a dat bani. Casa de pariuri foarte serioasă. Mi-a dat bani. Băi, da, da. Ai băgat 2 milioane, ai scos 100.000? Băiat, forță. Bine, am băgat în timp, nu am băgat 2 milioane așa. Făcând calculul așa, în vreo 2 ani. Dar acum mai joci la pariuri? N-am jucat deloc. De când am venit și de la pușcărie, acum n-am jucat. Dar o să joc. Cineva din Craiova, Brăgaru, avea un casino la Pitești. Uh-huh. Și acolo am jucat. A fost singurul casino care am câștigat și am plecat cu banii acasă. A fost vorba de 300.000 de euro am câștigat la casinoul respectiv pentru că n-avea fire pe jos, pe la ruletă. Și a fost soartă. Adică am jucat soartă. Dragul meu, de la începutul emisiunii spuneai că o să ne înveți cum să câștigăm la casino. O să vă spun cum să câștigați după cum, aia. Da, sunt curios. Dar omul ăla de la Craiova, Brăgaru, când după ce am terminat de jucat, a venit la mine și a zis, le-o ia cheile. Adică a vrut să-mi dea casino mie. Stai că-mi place. Deci tu ai jucat într-un casino din Pitești, da? Ce aparținea unui domn din Craiova. Din Craiova, Brăgaru din Craiova. L-ai curățat. Salut, Brăgaru. Îl salutăm și noi pe domnul Brăgaru. L-ai curățat de 300.000 și eu m-am zis, bă, în cazul ăsta ia casino. În cazul ăsta ia casino. E casino tu că n-am ce să de fac. Serios. Deci chiar am glumit pe tema asta. Eu nu l-am luat, dar am fost prea că nu l-am luat de la el. Trebuia să-l iau. Dar tu te consideri un om norocos în viață? Da. Serios? Un om foarte norocos. Iubit de Dumnezeu ești că uite, da, ești cu noi aici după cât ai plinit. Mai ales norocos la bani. Foarte. Da? Cam câte gălezi de aur ai spart la casino și pe muieri? Am spart vreo 5 gălezi, așa. Da, 5 gălezi de aur când ne spui cum a zis să mă urmă. Am spart vreo 5 gălezi, așa. Pentru că o găleată de aur are 70-80 de kg greutate. Vai de capul meu. Nu e așa 10 kg, bași pur și simplu. De 7 ori 5. La greutate are... 350 de kg de aur ai spart pe femei și pe casino.
Da. Eu știu că m-a lăsat Dumnezeu cu un scop pe pământ. Foarte trebuie să frumos. Mai fac ceva pe pământ aici și după aia o să mor. Peste 5-6 ani... Cum o peste 5-6 ani mori? Dacă mor peste 5-6 ani, e foarte bine, Adiță. Băi, leule, termină-te cu prostia asta. Aici păi... 48 de ani, cât ai tocmai? 46. 46 ai tu? Și te gândești că să mor la 50? Păi, dar nu vezi că murisem anul ăsta? Da, gata, înseamnă că ăsta a fost cumpănat. Acum o să mor la 80. Ce să zic, mulțumesc lui Dumnezeu în legătură cu casino, că copiii mei sunt cuminți și nu joacă la casino. Le-am zis să nu joace la casino, pentru că bă, și ei prin ce am trecut eu, poate să meargă la femei, poate să meargă la dragici. Alin, că aici acum nu stai cu minte, mă, Alin. Da, e foarte cu minte. În momentul ăsta ai 3 milioane de euro, cash, tu. Hai să facem așa, să-i punem pe zone. Cu câți ai merge la casino, câți ai dat la femei și câți ai lăsat pentru familie din 3 milioane? Dar sincer? Nu știu, sincer, dacă aveam bani la timpul potrivit, atunci aș fi dat toți banii, 25 de milioane ce am pierdut la casino, i-aș fi dat la judecătorii aia ca să nu mă bage la pușcărie. Dar acum gândesc așa, pentru că acum gândesc și realizez cum ar fi, de exemplu, cum e viața de la libertate și trecerea asta la pușcărie. Pentru... Eu n-aș mai juca, aș da toți banii la familie. N-aș... Poate că aș opri și pentru mine 100 de mii din 3 milioane. Taci. Mai mult. Nu. Taci, le ulti. Nu mai mult. Nu există. Că un milion cel puțin ne țin, te simt. Nu. No. Că și zici, ia un milion familia, un milion mai iei tu niște gagicuțe, pac-pac. Bine, așa e, făceam înainte. Deci cam jumate opream din bani eu și jumate duceam acasă. Care a fost femeia care ți-a fost cea mai dragă dintre vedetele astea? Femeia care a avut-o cel mai mult la suflet, care a fost cea mai, nu știu, a fost... Ai simțit tu că e cu tine așa, că e acolo cu tine, că a nu, tras cu tine, nu, știi? Păi cu mine nu a tras niciuna. Of. Asta am simțit. Of. Dar problema este of. Că femeia care mi-a plăcut mie cel mai mult și zic că era cel mai mult, a fost Jasmine Dansatoarea. Da, dar tocmai ce ai spus de ea, că ai simțit-o că ea n-a tras cu tine deloc. Păi n-a tras cu mine deloc, dar era cea mai frumoasă, era cea mai mișto. Era cea mai mișto, cea mai frumoasă, cea mai șmecheră, cea mai meseriașă, la pat, la peste tot. Da. Adică gen femeie era și când... Dar e dansatoare, mă, de ce ești? Din buriceală din asta, n-ai? Da. Talent, nu? Oricum, am iubit-o foarte mult și am plâns după aia când m-am despărțit de ea. Uite, bravo, ai plâns de multe ori pentru am femei? Plâns, pentru Jasmine am plâns. Și pentru altă femeie mai plâns? Nu știu, dacă pentru Dana n-am plâns deocamdată. Deocamdată. Când pierdeai la cazinouri, la cazinou și te, nu știu, plecai dimineața de acolo, trist, abătut, ai avut vreun gând de să te sinucizi? Nu. Niciodată, nu? Nu, pentru că eu am fost un luptător toată viața mea. Uh-huh. Toată viața mea am fost un luptător, am fost un norocos. Deci pierdeam câteva milioane, dar nu mă interesa. Pentru că eu și la casino nu simțeam valoarea banilor. Uh-huh. Pentru că după aia ce am pierdut banii mulți la casino, mergeam la casino și jucam și pe sume mai mici. Da. Jucam poker, de exemplu, pe 200 de milioane, 300, 100. Și simțeam aceeași adrenalină care o simțeam și când pierdeam banii milioanele. Da. Și mi-am dat seama atunci că am nevoie de adrenalină, nu de casino. Eu te-am întrebat pentru că știi că sunt foarte mulți băieți de oraș care... Mulți s-au sinucis, știi ce zic, oameni cu bani de la casino. Păi da, pentru că intri în datorii, cămătari, alea și ajungi la diferite probleme. Dar eu și la cămătari, le dădeam banii lor, dacă cereau mai mult, băi, nu mă interesează. Eu le dai și lor un puțin peste, că na. Eram prieten cu toți șmecherii din România, cu toți cămătarii, cu toți. Le dădeam banii lor, le dădeam și lor puțin. După aia, dacă o încercau cu mine, sunam și eu 112. Și cine s-a amenințat sau cine s-a luat de mine, eu eram cu poliția. În ziua de azi, 112 e cel mai bun prieten, cel mai bun smardoi? Cel mai bun prieten, cel mai bun bodyguard? Da, părerea mea, da. Da. Tu ai dat bani cu împrumut și nu ai mai văzut înapoi? Păi nu e vorba că am dat bani împrumut, e vorba că dacă am dat bani așa la cineva, am dat să nu-i mai iau înapoi niciodată. Serios? Adică, da, n-am dat cu împrumut să-mi dea dobândă. Adică dacă cereau 50 de mii, nu-i mai cereai înapoi? Păi da, dar n-a cerut nimeni o sumă așa de mare de la mine. Da. Îmi cerea dăncime 5.000, 10.000, 3.000. Și le puneai cruce la așa? Da. Păi totuși 10.000, o sumă mare. Păi nu, era vorba că e o sumă mare, dar eu când aveam 25 de milioane în portbagaj, da, ce sumă mare mai era? Ca și cum îmi cer mie un leu acum. Adică era ceva aiure, adică ea. Azi-mă treabă, de când ai ieșit din închisoare, prieteni, foști prieteni, vechi prieteni, cum te-au sunat?
au vizitat? Ce faci Leuțule? M-au sunat, au încercat să mă viziteze unii, da? Dar n-am acceptat eu, adică n-am acceptat, am zis nu sunt acasă sau sunt la București, sunt la spital, pentru că mi-am dat seama de prieteni, ce înseamnă o prietenie bună, pentru, de exemplu, lumea la pușcărie, vorbesc în mediul ăsta care am trăit eu, este mai prietenoasă ca lumea de afară. Și să ține cont de prietenie mai multă la pușcărie decât de afară. Și ce spunea domnul Victor Becali? Că mulți de la închisoare sunt mult mai curați și mai bărbați, mai... Știi? Da, așa decât este. Mulți care sunt afară și n-au făcut poate nicio infracțiune în viața lor. Sau... Păi da, da, chiar așa este. Și... E vorba că sunt mai serioși și mai prietenoși decât lumea de afară. Uite, îmi povesteai în primul episod că o singură persoană a fost alături de tine așa, exact cum îți doreai tu și ți-a dat 200.000 de euro fără să ți ceară înapoi. Fără să mi ceară înapoi, da. Iar pe comentarii am văzut vreo două comentarii în care... Numele aia și da numele. Nu o să dăm numele, ci numai din Pitești. Dar nu e vorba că nu-i dă, dau numele eu. Este nașul meu, Costi îl cheamă. Din Pitești, nu? Da, că am Costi văzut, Enache, da. Nașul exact. Meu. Și nebasta lui Mirela și pup pe această cale. Poate deci omul ți-a dat 200.000 de euro, să uite 100%, da. Că să uite data țara. 200.000 de euro și nu mi-a cerut și nici nu i-am dat până în ziua de azi. Uite, nici până asta azi. Mi se pare prietenie, curat. Păi da, e chiar prietenul de fapt, meu. De deja e familie. Este chiar cu... prietenul meu adevărat și eu îl consider. Deși eu, dacă aș auzi ceva de el, Doamne, sări în foc pentru el. Ai avut, frate, vreun moment în care te-ai dat la nevasta vreunui prieten? Dar vreau să fii sincer. Sincer, m-am dat, le-am și luat. Pe asta, bune. Asta nu-mi plac. Gata, s-a prescris, ce să mă. Bine, dar de mult, când eram și eu mai tânăr. Ce tele dracule ne-au zis? Da, da, a fost vorba că ale, a fost atracție așa între noi. Da. Bine, unii am mai aplat, ne-am certat, ne-am împăcat. Dar uite, te întreb, dacă ar fi invers, cum ai reacționa? Un prieten bun să-ți ia nevastă. Dar sincer, cum ai reacționa? În primul rând, nu l-aș considera prieten și aș fi terminat tot cu ei prietenia. Adică gen cu, și cu el și cu ea și da. Asta e. Ei poate mai auzeau de mine, că sunt eu de la Strehaia, dar eu de ei nimic nu mai auzeam. Uh-huh. Se închideau acolo, în barac, în casă, unde se închideau și nu mai ieșeau. Nu mai auzeam adică de te, ei. Te și răzbunai un pic. Nu e vorba că mă răzbunam, că nu mă răzbunam. Eu nu sunt răzbunător. Gen, sunt răzbunător pe moment, dar după 5 minute îmi trece. Uh-huh. Da, îmi trece după 5 minute. Dar tu, în afară de nașul ăsta de care mi-ai vorbit foarte frumos, un prieten adevărat ai? Nu. E singur? Da. Uite, dacă, așa, printr-o minune, Dumnezeu ți l-ar trimite acolo, în dreapta ta, pe taică, tu, în momentul ăsta, primul cuvânt, ce îi spune? Ce mamă, îi spune să mă ierte. Asta îi spune. Păi asta îi spune. Ce-s tată, iartă-mă, nu? Singurul lucru, că problema este că dacă ce trăia frumos. Tata, păi nu ne vedeai pe noi să facem problemele astea, mai ales să mergem la televizor, să... Crezi că au fost momente în care le-ai dezamăgirul tău pe tatăl tău, pe Neioan? Da. Au fost momente, le-am dezamăgit. Eu l-am dezamăgit în ultimii ani, cam tot timp. Dar crezi că el de acolo sus e și mândru de tine? Păi ce mândru să fie de mine, de... Nu, dacă nu. Eu... Nu. El nu cred. Crezi că oarecum, când a plecat la cer, a plecat așa un pic supărat pe tine? Da. Cred că a plecat supărat pe mine și a fost supărat pentru că, uite, ca să ne spun ceva în exclusivitate, pentru că la noi, dar de fapt la toți și la români, când moare un om, îi bagi bani lângă el sau pune toată lumea care vine, așa aur. E. Așa e, da. Și la mine, ce credeți că s-a întâmplat? I-au spart hoții cavou și au luat toți banii și tot aurul care l-avea pe el acolo. Adică n-am mai suportat să aibă nimic din banii de la mine deloc. Ce a zis? Ia și banii tăi, ia tot aurul, că nu-mi trebuie nimic de la tine. Ai înțeles? Și au spart hoții și au furat tot aurul și toți banii care îi avea tata în cavou. Leule, dar cum era cu... când te cazai tu la Marriott, te cazai cu 25 de persoane? Că nu înțeleg pe asta. Am auzit și o poveste de la ei. Păi da, dar problema e că eu când mergeam la casino, mergeam cu toți băieții după mine, că aveam și eu bodyguards. Da. Atunci nu umplam, aveam un bodyguard numai de 2 metri. Serios? Serios. Cu Rogerica al nostru? Fiul meu e Roger, Roger și l-am peste tot după mine. Al nostru. Roger. Roger, forța numărul 1. Deci cu Roger și vă cazați câte 25 de ei la... Da, primeam camerele gratis, nu le plăteam. Serios? Zic că intram banii ăștia în milioanele care le pierdeam eu. Mi le dădeau cei de la casino, dădeau camere gratis. Îmi dădeam camere nu mai gratis. Să vii cum ar veni. Și dădeau și la băieți. Dar ce crezi că făceau băieții?
Bine, plăteam acum, dacă era o sumă mare, dar atunci mi se părea o sumă mică. Plăteam sute de milioane în fiecare dimineață la recepție, pentru că luau toată băutura din minibar. Din minibar? Da. Bun. Tot, luau de acolo, tot ce era acolo, tot minibarul. Plăteam câte 300 de milioane, 400 de milioane. Mă, am dat seama, 25 de camere. Da. Pe un calcul, da. Deci, pe bune, plăteam pentru ei. Deci, într-o zi i-am zis la aia de la casino să nu le mai dea nici camere, nici băutura soia. Și ce crezi? I-am zis de față cu băieții, i-am zis. Da. I-am zis la fata aia care s-a ocupat. Dar nu le mai dați, da. Dar băiatul ăla al meu, care era, unul care era mai șmecher, Tony Montana, îl chema, băiatul ăla, a sunat-o după aia, s-a dat 2 metri de lângă mine și a sunat-o pe fată. Și a zis, bună, tole o să nase de naibii, da, mai dă-le o cameră, două. Pentru o seară, două. Și ce crezi? Le-am mai dat fata. Că a crezut că sunt eu. Nu m-a cunoscut după voce. Da. Le-am zis și eu, băi băieți, pentru că la Marriott, nu știu dacă ai dormit vreodată acolo, da, au niște perne și niște saltele de zis că ești în filme. Nu știu de unde le-ai luat. M-am gândit să ciordez saltelele. De Marriott, salteaua și pernele. La banii tăi ciordeai salteaua. Păi da, dar fii atent și tu la banii mei ce face. Și îmi zic băieții că n-au cum să pure, că le trebuie un diplomat. Bine, dar e treabă de acum 25 da, de ani. Din cauza asta și spun că e prescrisă. Da, se prescrisă, mă. Deci, că le trebuie o geantă. Să duc și cumpăr o geantă și îmi dă 1000 de euro pe geantă. De la Louis Vuitton. De la Vuitton, de la Daibi, care era magazinul Leve, care era în Marriott jos. De la Leve. Ai înțeles? Că magazinul era în Marriott acolo. Deci ai dat 1000 de euro pe o geantă ca să fure pe pernele. Pe geantă să-mi pure pernele. A purat pernele. O combinație bună, păi da, stai să vezi, au purat pernele, ei au văzut și în filmă. Le-au purat pernele, cearceapurile alea. Bine, în fine, alea ce erau așa și mai aveau să pure salteaua. Am zis, nu mă interesează, lua și salteaua, că salteaua era foarte, foarte bună. Și cum să pure ei salteaua, s-au îmbrăcat în niște costume de alea de la cum da, 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 acum da, cu COVID-ul, da. de la deratizare. S-au îmbrăcat în costume de alea și au ieșit cu salteaua prin hol la Marriott. Vorbesc serios? Pe cuvântul meu. Dar de ce? Adică ce era în capul vostru? Nu era clar că ea o să vadă că ați furat salteaua și nu, știa că a era fost vorba de că n-aveam de unde să le luăm. Din cauza de asta le-au furat. Păi și de-aia nu vedeau și te sunau, băi Leu, ai furat salteaua de-o tata. Păi dar noi eram toți țigani. Noi țiganii, cum vrei să fim? Adică n-aveam cum să fim și noi. Corect. Altfel. Corect. Ai înțeles? Din cauza asta. Bine, a doua zi, cât crezi? Am plătit iară și saltelele și pernele și tot. Mai 300 de milioane și pernele și saltelele. Ai. Pentru că mi-a zis fata de la recepție, a fost rușine să-mi spună că au dispărut saltelele și pernele. Și a făcut nota de plată. Că am nota de plată de făcut 600 de milioane. Dacă în momentul ăsta ai merge la pește și ai prinde peșteșorul de aur, alea trei dorințe pe care tu le-ai cere. Alea trei dorințe, aș prefera să nu răspund la întrebarea asta, pentru că, haide să spun, pentru că așa am găsat eu o gagică, i-am zis, spune-mi trei lucruri care ți le dorești în viață și ți le îndeplinesc a doua zi. Așa i-am zis. Și a doua zi s-au îndeplinit. Păi ce? O mașină, o casă și o geantă. Și ce a fost mai greu pentru mine? Geanta Hermes. Pentru că la vremea aia nu avea reprezentanță în România. Și a trebuit să-i cumpăr o geantă fake cu 200 de euro. Bravo, mă. Uite, prima oară când ai fost șmecher cu adevărat. Păi, bravo, mă, Leuțu. Asta s-a întâmplat, bravo, chiar mă, asta. Da, bravo, dar nu pentru că am vrut eu. A fost vorba că nu era reprezentanță în România de unde să iau noaptea până a doua zi geantă. Cu ce mândrie merge aia pe braț. Păi, dar ea și acum... Și acum o poartă. Și acum o poartă și i-am zis că e fake. Că acum, să zic, m-am permis cu ea să-i spun și mi-a zis că nu mă crede. Deci, da, oricum e făcută unul la unul. Unul la unul. Asta e. E chiar mașina și casa n-aveau cum să fie fake. Băi, mașina deci și nu vrei casa n-aveau cum, am luat de la reprezentant. Păi, uite, poate acum spui astea trei dorințe și vine o gagică și ți le îndeplinește. No, nu, adică nu-mi doresc eu de la gagică să vină să mi. Da, chiar vreodată ți-a dat și vreo gagică vreun. Ai primit și tu vreodată cadou de la vreo gagică? Am mai primit, da, astea așa, simbolici. Un parfum, da, un tricou, un pieptăn. Da, de astea așa, simbolici. Hai norocadiță, nu vă uitați să vă abonați, prieteni, la canalul de YouTube Leo de la Strehaia și toți prietenii și fanii lui Adiță
Vă rog și vă invit și pe canalul meu de YouTube, Leo de la Strehaia. Vă mulțumim din suflet, dragilor. Sper că sunt convins că v-a plăcut emisiunea asta. Doar de bine să ne auzim.